Comunitatea locală are nevoie de noi. Implică-te în construirea planului local de incluziune din orașul tău. Susține dialogul social în comunitatea ta, pentru că o comunitate responsabilă își decide viitorul împreună. Acest proiect s-a născut la Cluj ca urmare a proiectului derulat de Asociația CRIES într-un proiect finanțat POSDRU, rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active. Toți cei care suntem parte din acest proiect, din această idee de proiect, ne confruntăm cu o realitate socială care înseamnă, pe de o parte, probleme foarte grave, persoane singure care au resurse, dar n-au cum să-și valorifice aceste resurse, spre exemplu, n-au cum să iasă de la etajul 10 să-și cumpere o pâine, copii care sunt singuri acasă, fie au părinți plecați la muncă în străinătate, fie au părinți care nu știu să scrie, să citească, fie n-au un loc unde să-și facă temele. Și enumerarea poate continua. Spuneam, probleme și resurse limitate, extrem de limitate. Pe de altă parte, există resurse neexploatate, și anume, tineri care vin și întreabă, oare eu cu ce pot să ajut? Oare eu ce pot să fac? Mi-aș pune mașina la dispoziție să fac niște cumpărături și să le duc. Aș vrea să stau să fac lecțiile împreună cu un copil care are această nevoie. Noi, ca și instituție publică, ne confruntăm cu o lipsă acută de personal. Avem o grămadă de cazuri în raport cu care a face față înseamnă deja peste limita noastră organizațională, instituțională. Și atunci, cele două, pe de o parte nevoi stringente, pe cealaltă parte resurse din interiorul comunității, puse împreună, spuneam, au determinat apariția acestei idei. Spuneam de acest proiect derulat de CRIES, unul din cele 8 orașe a fost, spre fericirea noastră, Cluj-Napoca. Criteriile de bunăstare exprimate de cetățeni au punctat printre probleme, spre exemplu, puterea de cumpărare, ca fiind, încă o dată subliniez, una din probleme, sau sănătatea, resursele limitate, problemele din interiorul familiei. În același timp, am surprins punerea la dispoziția comunității a multora din cei cu care noi am lucrat în cele 29, dacă nu mă înșel, de grupuri omogene. Am întâlnit o punere la dispoziția comunității prin asumarea voluntariatului. Și atunci ne-am gândit că acolo unde sunt probleme, ar trebui să căutăm și resursele. În interiorul aceleiași comunități purtătoare de probleme, găsim și oamenii și resursele capabili și capabile să soluționeze acele probleme. Așadar, ne-am gândit să punem împreună în mâna stângă persoanele care au aceste nevoi, persoanele care trebuiesc supravegheate o jumătate de oră într-o zi sau o oră într-o zi, când familia face niște cumpărături sau își plătește o serie de taxe, copiii de care vă spuneam, supravegherea unor persoane vârstnice bolnave. Deci aceasta este o mână care vine împreună cu o altă mână care înseamnă voluntari, care spun, eu am o oră dintr-o săptămână pe care vă pun la dispoziție. Ce pot să fac eu în această oră?
spuneam, supraveghez un copil sau fac cumpărături sau îmi pun la dispoziție casa pentru 3 copii pe care urmează să-i supraveghez la lecție. Toate astea se intermediază printr-un telefon, printr-un loc special în care informațiile se pun împreună. Ideea noastră și dorința noastră ca finalitate a proiectului este să avem la un moment dat un site în care toate aceste informații și despre beneficiar, potențial beneficiar, viitor beneficiar, să fie puse împreună cu voluntarii și cu doritorii de a face câte ceva pentru oamenii dintr-un cartier al Clujului. Ne-am gândit la cartierul Mănăștur. Motivul pentru care ne-am gândit la acest cartier este că avem, din perspectiva dinamicii populației, cartierul cel mai aglomerat. Sunt cazurile foarte multe pe care le avem noi în grijă. Noi gestionăm mulți vârstnici singuri din acest cartier. Știm despre mulți copii, mai mulți sau mai puțin singuri, din acest cartier. În același timp, acest proiect se va completa, dorim să vină în completarea celuilalt, și anume bugetul participativ. E vorba de mobilizarea cetățenilor în jurul întrebării pe ce vreți să fie cheltuiți banii pentru cartierul dumneavoastră. Pentru început, dintre multele nevoi identificate de noi, dar și identificate sau prezentate de potențialii beneficiari sau de beneficiari, ne gândim să oferim, să încercăm să oferim prin intermediul voluntarilor servicii administrative, acea banală plată a unei facturi telefonice pe care spuneam un vârstnic care locuiește undeva la un etaj fără lift, nu se poate achita de această sarcină, sau cumpărături mai mici sau mai mari. Mici reparații, foarte mici reparații, activități gospodărești cu caracter punctual, servicii care se adresează copiilor, supraveghere teme, joacă în raport cu ceea ce pot copiii să facă, acea supraveghere din partea comunității sub aspectul punerii în valoare a copilului, sub aspectul învățării lui, sub aspect... Noi avem, spre exemplu, în evidență, copii care n-au văzut un instrument muzical, copii care n-au intrat într-o bibliotecă. Ne gândim exact la aceste aspecte a fi suplinite de noi printr-un asemenea program, și anume, ai duce la un spectacol sau a le oferi un abonament la o bibliotecă cu noi împreună, cu voluntarii împreună, duși de noi, nu trimiși. În același timp ne gândim la servicii de supraveghere persoane cu probleme de sănătate, vârstnici sau persoane cu diverse dizabilități. Cred că este important să precizez că nu vom avea, cel puțin într-o primă etapă, capacitatea de a oferi servicii medicale. Nu este obiectivul nostru. Vrem să supraveghem aceste persoane, să stăm împreună cu ei preț de o oră, să citim, să îi ajutăm să-și deschidă un ziar, dar nu vom avea intenția, cel puțin în această etapă, să acoperim nevoile lor medicale. Ca și logică în închegarea acestui proiect, ne gândim la crearea unei baze de date cu voluntari. Spuneam că sunt deja tineri care întreabă, oare eu ce aș putea să fac? Avem colegi care spun, eu mi-aș putea pune o jumătate din timpul meu pentru, dăm tu ce anume am eu de făcut. Și atunci, să creăm o bază de date în care persoanele doritoare să se înscrie cu un interval de timp foarte bine precizat, joi între orele cu tare și cu tare, cu o listă de servicii
la care ei și-ar dori să le acorde celorlalți, beneficiarilor noștri, cu limite foarte clare în ceea ce privește serviciile oferite, pentru că într-o primă etapă ne gândim și la a face selecție pe nevoile beneficiarilor. Spuneam, suntem convinși că nevoile beneficiarilor sunt mult mai multe decât cele pe care le putem acoperi noi în această etapă. Așadar, voluntarii urmează să fie înscriși într-o bază de date, să asigurăm în același timp și backup-ul, pentru că se poate întâmpla, nu-i așa, să îți dorești joia la ora 14 să fii la un bolnav, dar să nu poți și atunci trebuie să existe o rezervă. O altă etapă este să identificăm, după cum spuneam, nevoile concrete ale beneficiarilor pe care noi le acoperim. Va fi evident un loc de întâlnire cu ghilimelele de rigoare, acel telefon la care pot suna și voluntarii care doresc să se înscrie și beneficiarii care au nevoie de o oră într-o anumită problemă. Un aspect deosebit de important pe care îl avem în vedere este să dăm posibilitatea celor care beneficiază de aceste servicii să-și pună întrebarea la rândul lor: eu ce aș putea să fac pentru ceilalți? Observațiile noastre și nu numai ale noastre sunt că avem o grămadă de resurse, suntem de foarte multe ori purtători de talente, de abilități, de aptitudini pe care nu le punem la îndemâna celorlalți. Într-o asistență socială în care accentul cade pe ce nu au beneficiarii noștri, oamenii cu probleme, nu vom avea niciodată ocazia să întrebăm: tu ce vrei să faci pentru cel de lângă tine? Și atunci asta este șansa pe care noi ne-o dorim să o acordăm, respectiv, după ce au primit un serviciu de acest gen, să întrebăm: ați vrea să participați împreună cu noi? Am observat că sunteți o bucătăreasă excepțională. N-ați vrea într-o jumătate de oră să faceți o mâncare pentru un copil care este singur, are 10 ani și părinții sunt plecați la muncă în străinătate? Asta ne dorim ca finalitate, ca acești beneficiari să fie transformați într-un mod cât se poate de fericit în voluntari pentru comunitatea noastră. Intenționăm să creăm un site în care toate aceste date să fie foarte bine aranjate, să putem promova proiectul, să-l multiplicăm odată în raport cu alte cartiere ale Clujului și apoi intenția noastră este să-l punem la dispoziția altor comunități din județul Cluj și nu numai. Pe final de proiect, intenționăm să organizăm teleconferințe de punere la dispoziția tuturor a rezultatelor proiectului și, evident, de promovare a proiectului în sine, ca și logică, ca și demers. Ne gândim să experimentăm acest proiect pe o stradă din cartierul Mănășturi sau dintr-o biserică. De ce am face asta? Intuim că vor exista probleme și în selecția voluntarilor și în, spuneam, solicitări pe care noi nu le putem onora. După cele 6 luni de proiect, intenția noastră este să avem, și speranța noastră și obiectivele noastre sunt să avem 15 voluntari pe care să contăm, voluntari care să-și asume acest statut, care să-și dorească să lucreze împreună cu noi,
care să fi parcurs niște etape chiar în formare, pentru că deloc de neglijat este un aspect care ar ține de economia lucrului cu un vârstnic. Se prea poate întâmpla să-ți dorești, să vrei și să nu știi cum să te raportezi corect la un vârstnic. Și atunci avem în minte și avem în vedere o formare, o instruire a acestor oameni care își pun la dispoziția noastră și a comunității timpul lor. Intenționăm să avem 10 persoane deja sprijinite, deja ajutate, 10 copii scoși într-un eveniment artistic sau un număr de vârstnici sprijiniți pe serviciile pe care le-am enumerat anterior. Vom avea, sperăm să avem acel site cu toate informațiile puse la dispoziția celor care vor vrea să consulte acest site. Intenția noastră este ca acest proiect să fie numai un punct de pornire, să-l multiplicăm, să-l dăm și altora, să suscite interes pentru restul organizațiilor neguvernamentale cu care noi lucrăm. Evident că avem nevoie de ei să vină alături de noi. N-am să uit să spun că orice organizație neguvernamentală contează pe voluntari de această factură, oameni care vor să facă ceva pentru ceilalți și care sunt și învățați, formați, pregătiți să pună la dispoziția celorlalți. Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Mobilizare locală, comunitate solidară, dezvoltare durabilă.